Venit să vorbim acum și despre nativii leu, să vedem de ce este atât de important acest început de an și pentru dumneavoastră. Spuneam că anul se deschide chiar pe 1 ianuarie cu un sextil super Mercur-Neptun. De ce ar fi atât de important acest sextil pentru nativii leu? În primul rând, Neptun este pe o casă bizară, să spunem așa. Știm că de câte ori avem planete de tranzit prezente pe casa Scorpionului, un semn de apă destul de delicat, ca toate semnele de apă, în sensul că sunt mai subtile, mai ascunse. Deci, oricum, leii se confruntă cu un soi de magie și s-au confruntat pe tot parcursul 2020, foarte multe lucruri care scapă logicii, foarte multe lucruri pe care nu le pot înțelege cu logica cu care sunt ei obișnuiți, lucruri care trebuie înțelese mai mult la nivel filozofic și subtil. Ceea ce vă vine în ajutor este evident intrarea lui Jupiter pe semn opus de altfel, da? Deci oricum advers, dar totuși care ajută să găsiți multe înțelesuri multor și explicații multor lucruri. Un Jupiter în vărsător deja, care pe perioadele lui de retrograd dar pe parcursul 2021 vă pune în fața unei realități diferite de realitatea pe care o credeați și mai mult decât atât, până pe 13 mai, când începe să intre puțin în semnul peștilor, până pe 28 iulie, el în vărsător vă ajută foarte mult să vedeți anumite aspecte pe care nu le-ați înțeles până acum. Și revenim la acest sextil Mercur-Neptun, el vine cu o sugestie, o idee, o situație în care găsiți un răspuns, îl comunicați, primiți un răspuns, este favorabil și totul intră pe un făgaș normal, de unde până acum o problemă sau o situație era, să spunem așa, blocată. Discuțiile vor fi foarte clare, la începutul anului vor fi foarte tranșante. Mercur vorbește despre multă versatilitate și o atitudine care devine importantă și autentică prin transparența ei. Deci deveniți foarte transparenți în relaționarea cu ceilalți. Oamenii vor aprecia această sinceritate, chiar și favorabilă pentru reintrarea în anumite drepturi financiare. Foarte, foarte bun marcajul și începutul anului. Mai mult decât atât, un alt sextil pe Neptun iarăși vă favorizează. Pe 8 ianuarie sextilul Soare-Neptun, un soare care pentru dumneavoastră este încă în semnul Capricornului. Acest sextil Soare-Neptun de pe casa 6-a cu casa 8-a vorbește despre o dorință de a demonstra cât sunteți de buni, de talentați în plan profesional. Deci vă veți ocupa foarte serios sau mult mai serios de planul acesta profesional. Aș sugera o atitudine mai tranșantă decât până acum. Vă frământă anumite blocaje pe care le-ați avut în 2020 profesional. Nu au fost niște blocaje autentice, au fost mai mult niște blocaje datorită unui haos cu care v-ați confruntat, pentru că nu e ușor să-l ținem în frup pe Neptun în casa opta, în casa Scorpionului. El vine cu tot felul de angoase. Când ți-e lumea mai dragă, cum se spune, sau când zici că te organizezi sau că te liniștești, vine Neptun în casa Scorpionului și spune stai puțin că ia, uite ce surpriză îți mai pregătești. Și atunci 2020 a fost destul de dificil. În urma unei treziri spirituale autentice, care cu siguranță a avut loc pentru nativii leu la sfârșitul anului, foarte multe proiecte pe care până acum n-ați reușit să le puneți în practică, acum pot fi fixate. Nu este bine, și asta am tot spus pentru nativii leu, un singur lucru, să-și asume riscuri acolo unde nu există un fundament sau acolo unde nu există o bază clară, pentru că Neptun în casa Scorpionului vorbește și despre un risc, orice asociere între semne de apă, Neptun guvernator, peștilor, Scorpionul, tot semn de apă. Deci orice asociere între planete care sunt găzduite de semne, planete guvernatoare ale unor semne de apă găzduite în semne de apă este puțin bizară. Ca atare, leii s-au tot așteptat și au tot fost puși în fața unor bizarerii financiare și nu numai, și energetice în 2020. Și se continuă în 2021. Deci ceea ce este clar este binevenit. Ceea ce este oricum de la bun început ușor, confuz, bizar, ciudat, greu de controlat, este mai bine să fie evitat deocamdată. Sunt și lucruri care par bizare la început, dar dacă nu ai aspecte care să formeze masă critică cu ele,
este în regulă, dar pentru nativii leu, acest Neptun pe casa 8-a poate să creeze o masă critică cu orice lucru care oricum se prezintă și se legitimează ca fiind puțin bizar. Nu știu, o asociere cu o persoană care e mai ciudată, intrarea într-un business care oricum e puțin dubios, o investiție care oricum nu pare de la bun început prea clară și așa mai departe. Deci evitați lucrurile bizare, evitați lucrurile care sunt puțin ciudate de la bun început. Deci riscurile sunt doar acolo unde nu există fundament. Nu risipiți energia pe lucruri fără conținut. Adică, spre exemplu, nu depuneți foarte multă energie în a relaționa cu oameni care oricum nu par să aibă un rol foarte important. Consumați câtă energie doriți doar în acele, cu acele persoane sau doar în acele situații care par oarecum a avea ceva semnificativ la bază. Doar cu acele persoane care par destul de importante pentru noastră. Nu, Neptună, iarăși în casa 8-a vorbește despre faptul că nu puteți schimba ceea ce e de la destin să fie greu de controlat. Și ce puteți face la acest început de an, așa cum am vorbit pentru toate semnele zodiacale, puteți fixa anumite repere care vă vor fi de folos. Deci, practic, trebuie să alegeți cariera în care, profesia, zona în care vă puteți folosi pe deplin talentul. S-ar putea să fie pe 8-9 ianuarie o mică dispută, o mică situație anacronică cu ceea ce vă doriți, inadvertă cu ceea ce vă doriți dumneavoastră, după care se rezolvă. Nu favorizați, spuneam, relațiile îndoielnice. Mai avem un aspect, Venus care intră în semnul Capricornului pe 8 ianuarie, pe casa execuțiilor, pe casa serviciului, și care vorbește despre faptul că veți fi foarte bine percepuți la locul de muncă. Se realizează lucruri de mare anvergură. Această planetă a bunăstării vă avantajează. Quadratura Mercur-Marte de pe 9 ianuarie trebuie privită cu mai multă indulgență, pentru că cuprinde tot zonele aferente locului de muncă, serviciului, deci nu este ceva care să afecteze sufletește leul, pur și simplu mici inadvertențe profesionale, dar iarăși, dacă vă veți concentra pe lucrurile serioase, constructive și chiar pe lucrurile importante pentru dumneavoastră financiar, cu siguranță veți ieși din această predispoziție, care e pentru toate zodiile, această quadratură Mercur-Marte, dar pentru leu este exact pe casele responsabile cu serviciul, casa 10-a, casa Taurului și casa 6-a, casa unde aveți Capricornul. Intervalul 19 ianuarie, de la intrarea Soarelui pe casă opusă până pe 29 ianuarie, când este conjunct cu planeta șansei, pentru nativii leu vorbește despre o înțelegere filozofică a relației de cuplu, de orice natură ar fi ea. Fie că este o relație de cuplu nouă, fie că este o relație de cuplu veche, gen căsătorie, care poate avea mulți ani în spate, este o perioadă care sugerează un soi de energie dusă în zona respectivă. Deci trebuie să gândiți, să vă gândiți cum ați putea să îmbunătățiți relația de cuplu. Că chiar și atunci când spunem că totul este perfect, tot mai există, sau cum putem să ne așteptăm partenerul, sau cum puteți să fiți mai receptivi la dorințele partenerului, sau chiar dacă este un soț pe care, sau o soție pe care o aveți de 20 de ani. Este o încurajare, să spunem așa, la receptivitate. Universul vrea să fiți cât mai receptivi. Mergem mai departe să vedem acum care sunt aspectele pentru nativii fecioară. Pentru fecioare este un început de an în care Pluton se găsește tot pe guvernatorul casei 8-a, tot pe casa a 5-a, o casă a iubirii, dar și o casă a speculațiilor financiare. Trebuie să fiți foarte atenți la excese. Fecioara trebuie să înțeleagă că poate apărea un pericol prin excese pe toate domeniile. Obstacolele sunt ușor de depășit, sunt posibil de depășit, dar doar printr-un mic efort, de aceea nu este bine să vă enervați. Pot apărea prin această conjuncție Jupiter-Saturn,
care acum trece de la casa 5-a, la casa 6-a, casa serviciului și a sacrificiului, pot apărea tot felul de contexte diferite, ușor dificile, dar pe care trebuie neapărat să le optimizați la locul de muncă. Deci trebuie să deveniți fie șef dacă nu sunteți, fie cei mai buni executanți, persoane la care să se raporteze ceilalți la începutul anului. Deci foarte, un fel de căutare a perfecțiunii. Oricum sunteți perfecționiști, deci trebuie să nu uitați să vă uitați și la cei din jur. Să urmăriți și părerea celor din jur. Da, trebuie să deveniți cei mai buni de cei mai buni, să deveniți foarte buni specialiști. Este încurajatoare această conjuncție Jupiter-Saturn pe casa serviciului, dar, repet, nu uitați să vă raportați și la părerile celorlalți. Pentru nativii Fecioară, evident, toate retrogradările lui Mercur, ca și pentru Gemeni, sunt extraordinar de importante. Repet, ele au loc pe semne de aer, deci 31 ianuarie, 21 februarie, pe Vărsător, retrogradare importantă pentru Fecioare. Pentru ce? Pentru negociere, pentru semnări de contracte, pentru asta e importantă perioada aceasta, pentru că trebuie să le regândiți, iar retrogradare 30 mai, 22 iunie, iar regândite, retrogradare pe Gemeni, 27 septembrie, 18 octombrie, pe Balanță, iar retrogradarea lui Mercur în 2021, deci de asemenea regândite proiectele, semnări de contracte, de acte citate, foarte atent orice semnați. Și la începutul lui ianuarie, vorbind despre intrarea lui Mercur în Vărsător pe casa serviciului pentru Fecioare, s-ar putea să fie un început de an cu o mică modificare pe zona profesională. Și apoi avem foarte important 10-11 ianuarie cu Mercur conjunct cu Saturn și cu Jupiter în Vărsător, deci cineva care vă propune lucruri de mare forță din punct de vedere profesional și cred că veți fi foarte dornici să ieșiți și noastră în întâmpinarea acestor persoane cu ceva interesant. Fie veți spune că aveți o putere incredibilă de a face lucruri, deci veți vrea să faceți, poate vine cineva și vă propune o afacere, poate vine cineva și vă propune un nou parteneriat. Mai degrabă aș spune că aveți aversiune față de lucrurile de rutină la începutul lui 2021. Vreți să faceți ceva care pur și simplu să simțiți că este ceva de amploare. Și, repet, căutați cu tot din adinsul această perfecționare în profesia noastră. Și pentru Fecioare este importantă conjuncția Mercur-Pluton de pe 5 ianuarie, pentru că vă propune o concentrare pe probleme foarte explicită, foarte clare și cu punere imediată în practică, nu cu punere în practică peste o lună sau trei săptămâni. Deci vreți să faceți ceva, începeți să lucrează la lucrurile acelea. Revenim după publicitate cu nativii Balanță. Am revenit, am ajuns la semnul Balanței. Iată și pentru Balanță, evident, foarte importantă conjuncția Marte-Uranus de pe data de 20 ianuarie, care are loc pe casa Scorpionului, deci dublă forță, odată pentru că este tot într-un semn venusian, apoi pentru că se găsește pe o casă foarte puternică. Le-aș sugera Balanțelor să fie mult mai temperate la începutul anului, să nu intre în conflicte de niciun fel, să nu facă nimic care presupune niciun fel de risc, efectiv niciun fel de risc, să se concentreze mai mult la începutul anului pe lucruri calme, calde, inofensive din punct de vedere energetic, pentru că este un soi de intoleranță, să spunem așa, la supărarea celorlalți, la agresivitate, la nervi. Practic, Balanțele încep anul pe un soi de irascibilitate catentă energetică și atunci orice altă direcție de energie care vine tot pe zona aceasta inflamează ceea ce spuneam. Deci bine ar fi să încercați să interacționați mai mult la începutul anului cu oameni care sunt calmi, care au o viață destul de relaxată, cărora lucrurile parale merge cel puțin aparent, nu cu oameni care, adică nu vă duceți în vizită acolo unde știți că oamenii sunt tracasați, sunt nervoși, este agitație multă, este nervozitate sau aveți conflicte cu ei și știți că se vor dezbate conflictele în cadrul acestor întâlniri. Cel puțin la începutul anului căutați să
evitați, pentru că există riscul să se inflameze zone de conflict preexistente și nici să nu găsim o rezolvare. Ea poate să apară din februarie încolo, dar nu încercați să le rezolvați chiar în prima lună a anului. Susțineți, în schimb, obiectivele care au realizare pe termen lung, anul fiind atât de puternic pe zona de forță și de infuzie energetică, dar trebuie ținută sub control, mai bine v-ați concentra pe acele lucruri la care munciți de ceva vreme și pe care le puteți pune în practică. De asemenea, pentru balanțe este foarte importantă perioada 27 septembrie, 18 octombrie, când spuneam că este vorba despre retrogradarea lui Mercur în balanță. Am sărit puțin acum de ianuarie, dar e doar un sfat. Când chiar veți putea semna acte importante sau vorbi despre previziuni, predicții, vom putea vorbi atunci pe previziuni despre ce trebuie făcut mai exact. Intervalul 19 ianuarie, odată cu intrarea lui Soarelui pe un alt semn de aer și pe conjuncție pe 24 ianuarie cu Saturn și apoi pe 29 ianuarie cu Jupiter, vă favorizează pentru că spune așa, puteți să generați, dar noastră să generați, ceva ce va fi de mare ajutor pe termen lung. Deci veți genera ceva ce vă va ajuta foarte mult pe termen lung. Balanțelor oricum le vin tot felul de idei, până acum erau legate de planul domestic cu care v-ați tot chinuit, acum deveniți foarte serioase în ceea ce privește investiția. Ideea de investiție care are și o mică legătură cu partea amoroasă, pentru că, sigur, Saturn conjunct cu Jupiter intră acum pe casa iubirii pentru balanțe, deci mai ales balanțele care sunt necăsătorite sau poate doresc să se căsătorească sau să facă un copil, iar cei care deja au o situație foarte bine stabilită vor avea realizări oricum pe zona aceasta. Deci este o perioadă în care balanțele se văd foarte, foarte bine, foarte mult determinate să facă lucruri importante în plan personal, pe tot ceea ce ține de iubire, pe tot ceea ce ține de, spuneam, zona aceasta amoroasă. Atitudinea este aceea de înfruntare, deveniți foarte curajoși, de înfruntarea dificultăților de orice fel ar fi ele. Intrarea lui Venus în semnul Capricornului pe 8 ianuarie vă prinde pe tot pe casa domesticului, deci o perioadă favorabilă pentru a regla și rezolva foarte multe lucruri ce țin de ideea de casă, cămin sau planul domestic. Sextilul Soare-Neptun de pe 8 ianuarie, bine, el durează mai mult, dar atunci este un punct de maximum. Este foarte interesant pentru că are loc pe casa speculațiilor financiare și mai mult decât atât este vorba și despre un lucru care spuneam pe care puteți să-l faceți la intuiție, deci devenind foarte intuitivi. Chiar, nu știu, poate puteți să semnați un contract important sau să veniți cu o propunere către șef dacă aveți șef sau să încercați o altă variantă de loc de muncă undeva unde, chiar dacă inițial vi se pare că e puțin speculativ, totuși nu este deloc lipsit de importanță. De fapt, ziua acest sextil Soare-Neptun de pe 8 ianuarie vorbește despre intuiție. Deci pentru toată lumea se activează intuiția, dar o intuiție care are legătură cu propria personalitate. Sunt mult mai favorizați oamenii care știu exact cine sunt, cum să se poziționeze. Adică eu sunt profesor de matematică, știu, așa mă poziționez față de oameni, trebuie să-mi respectați autoritatea. Sau eu sunt manager într-o firmă. Asta sunt, trebuie să fiu respectat ca manager într-o firmă. Și mult mai puțin se activează pentru acele persoane care își doresc foarte multe lucruri, nu se simt mulțumiți de nimic, astăzi vor să fie ceva, mâine vor să fie altceva și așa mai departe. Are mare atenție pentru balanțele care și-au creionat, să spunem așa, un scop, o personalitate. Soarele este însă și personalitatea, de aceea compatibilitatea, am tot discutat asta între zodii, nu se face, de exemplu, pe soare. Mulți spun, sunt berbec, mă înțeleg bine cu vărsătorul sau sunt săcetător, mă înțeleg bine cu peștii. Nu se face compatibilitatea pe soare între două semne, ci pe alte planete responsabile cu masculinitatea versus feminitatea. Dar revenind la povestea balanțelor, deci pentru nativii balanță este vorba despre o perioadă în care trebuie să vă definiți foarte bine personalitatea. Soarele este personalitatea, este ceea ce se vede la exterior, cum vă percep ceilalți. El are mult mai mult legătură cu exteriorul decât cu interiorul. Vorbim despre demonstrativul leu și nu despre interiorizatul pește. Peștele
Neptun este responsabil cu sufletul, cu interiorizarea, cu universul interior, soarele cu exteriorul. Deci, acest sextil soare-Neptun vrea să armonizeze exteriorul soarele cu interiorul Neptun. Și pentru toată lumea este foarte important ca un fel de revelație a lucrurilor pe care ni le dorim din suflet și le putem pune în practică pentru balanțe. De asemenea, 8 ianuarie spune așa, haideți să vedem ce ne dorim pe plan domestic pentru care are loc pe casa A. patra și Neptun care vine și el cu o încurajare, să spunem așa, și vorbește despre o casa serviciului, deci oarecum este o legătură într-un fel care poate părea nu avea nicio legătură până la urmă domesticul cu serviciul, iată pentru balanțe are, nu știu să vă explic de ce, dar într-un fel balanțele dacă își vor rezolva problema profesională, își vor rezolva și problema domestică, deci este ceva care le face să aibă o legătură în această perioadă. Deci acele balanțe care reușesc să regleze ceva ce își doresc pe linie profesională, pentru că acolo unde pe fiecare dintre noi ne prinde acest Neptun, acolo este ceva ce trebuie reglat, pentru că Neptun este puțin haotic, aduce și o mică parte de deziluzie. Nu este atât de clar precum este Saturn. Deci pentru fiecare semn zodiacal el este undeva. Pentru balanță este pe casa serviciului. Deci nu vom găsi o balanță care să spună sunt 100% mulțumit profesional. Tot este ceva care vă necăjește. Chiar dacă ați intrat pe direcția de har, de talent, Neptun este harul, talentul, deci balanțele cele mai câștigate sunt cele care își pun la bătaie harul și talentul. Dar iată, nu toate vor reuși însă să lucreze neapărat într-un domeniu unde sunt hăruiți, dar multe și foarte câștigate sunt cele care reușesc să facă acest lucru. Deci concentrați-vă pe data de 8 ianuarie pe acest sextil, să reglați ceva profesional ca să se regleze și planul domestic și de asemenea aș mai sublinia 14 ianuarie soare conjunct cu Pluto, când și pentru balanță este foarte important pe casa domesticului să înțeleagă ce au de rezolvat sau chiar să faceți un fel de brainstorming alături de ceilalți membri ai familiei și să vă concentrați împreună pe ceea ce doriți să rezolvați, să realizați, poate în martie, poate în iunie, dar este un an care încurajează, dacă așa începe anul cu conjuncția Marte-Uranus, înseamnă că așa trebuie să înceapă. Deci toate zodiile trebuie să înceapă în forță, să-și propună ceva, să pună ceva în practică, să se concentreze și pe inedit. Uranus este revoluționarul, este ineditul, este atipicul, dar și pe punerea în practică. Degeaba stăm și ne gândim dacă nu facem nimic concret. Nu știu, poate doar un telefon dat, poate o promisiune. Nu contează, important este să intrăm pe infuzia energetică a lui Uranus. Mergem mai departe să vedem pe nativii Scorpion. Pentru nativii Scorpion, vă dați seama cât este de important tă conjuncția Marte-Uranus, Marte fiind co-guvernator al Scorpionului și pe semn opus. Pentru că de pe data de 6 ianuarie intră semn opus în semnul Taur. Deci pentru Scorpioni foarte important este să facă ceva, dar ceva cu mult calm. Practic, forța este. Există forță, există dorință de a veni cu mare impact pe orice, în orice domeniu care presupune curaj. Sunt încurajate acțiunile curajoase, chiar ușor imprudente. Dar, evident, sunt total, să spunem așa, rău privite de către univers enervările. Scorpionii care sunt mai așezați, care sunt mai temperați, care sunt mai calmi, vor fi mult mai bine văzuți de către univers în această perioadă în care, repet, conjuncția electrică Marte-Uranus vine cu o stare de nervozitate pentru toată lumea, dar mai mult pentru Scorpion, pentru că e pe semn opus de pe 6 ianuarie, mai ales intrând Marte în semn opus. Pot avea loc explozii furtunoase și așa mai departe. Ce mai este foarte important pentru Scorpion, dar foarte important, ziua de 14 ianuarie, atunci când soarele este conjunct cu Pluton, vă dați seama chiar cu guvernatorul dumneavoastră, pe casa a treia, a contractelor, a actelor, a promisiunilor scrise sau vorbite, pentru scorpionii care au legătură cu oratoria, profesorul, oameni care țin, persoane care țin conferințe și așa mai departe, sau care dau foarte multe telefoane prin natura profesiei, iarăși sunt câteva zile de mare forță. Deci 14 ianuarie soare conjunct cu Pluton. Și 24 ianuarie este foarte important pentru că
Este vorba despre o casă a domesticului în care puteți să faceți o achiziție foarte importantă legată de planul domestic. Puteți de asemenea să vă orientați foarte, foarte bine pe nu știu, o promisiune legată de achiziționarea unei case sau unui teren. S-ar putea să existe o luptă între opiniile personale și realitate, dar până la urmă veți găsi soluția cea mai favorabilă. Și iarăși, nu uitați de ziua de 29 ianuarie, când conjuncția Soare-Jupiter de asemenea are loc pe o casă a unui semn de apă, pe casa a patra aracului și pe un semn de aer ca și semn vărsător. Deci, importante discuții alături de membrii familiei pentru a elucida, pentru a pune în practică anumite activități. Să nu uităm și de conjuncția importantă pentru noastră Venus-Pluto de pe 28 ianuarie, care vorbește despre faptul că puteți încheia un contract foarte important cu persoane care vă simpatizează sau în fața cărora sunteți carismatici și foarte, foarte bine văzuți. Mergem mai departe să vedem pentru săgetători. Pentru săgetător este foarte interesant modul în care se deschide anul 2020.